eveniment religios important pentru bisericuța din cartierul Tineretului. Sute de credincioși din Giurgiu și chiar din București au venit la slujba oficiată cu ocazia sărbătoririi hramului lăcașului de cult Sfinții Martiri Brâncoveni. Cu acest prilej au fost aduse icoana făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Biserica din Letca Nouă și moaștele Sfântului Ioan Rusu de la Mănăstirea din Slobozia. Cu binecuvântarea preasfințitului părintelui nostru, dr. Ambrozi, episcopul Giurgiului, iată că s-a adus de la Biserica Letca Nouă, unde sunt preot paroh, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, și de la Mănăstirea Sfântului Ioan Rusu, moaștele Sfântului Ioan Rusu. Toate aceste daruri binecuvântate de Dumnezeu au fost aduse pentru întărirea sufletească a creștinilor și iată că repetăm lucrul acesta, în sensul că anul trecut am venit cu icoana Maicii Domnului. A fost prima dată când am venit aici, în pelerinaj, și cu multă bucurie îmi spuneau părinții că a fost de mare folos, pentru că Maica Domnului le-a deschis toate drumurile și au început ridicarea Sfintei Biserici. Se află acum în stare de construcție și sigur nădăjduim că în continuare oamenii vor ajuta, oamenii de bine vor ajuta să se ridice acest sfânt lăcaș care este în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni pe care noi îi prăznuim astăzi. Credincioșii au venit la biserică încă de la primele ore ale dimineții, însă nu cu mâna goală. Au luat de acasă articole vestimentare personale sau ale membrilor familiei pentru a le trece pe la racla cu moaște, în speranța că vor avea parte de sănătate și de un trai mai bun. Cu hăinuțe pentru copii, pentru sănătate și pentru binele nostru. Cum este că au venit aici în cartierul Tineretului? Frumos, foarte bine. Chiar ne bucurăm, ne ajută Dumnezeu. Pentru sănătate, pentru ajutorul la copii, pentru... E binevenită o astfel de slujbă aici în cartier? Este foarte binevenită. Un alt eveniment special găzduit de mica biserică a fost premierea elevilor giurgiuveni care au participat la concursul județean de pictură intitulat Sfinții Martiri Brâncoveni, cele mai frumoase lucrări ale acestora fiind expuse în interiorul bisericii. Copiii au primit din partea Episcopiei Giurgiu, dar și din partea omului de afaceri, Florian Nicolae, diplome și premii. Din partea noastră, a Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni, precum și a domnului inginer Floricel Nicolae, am pregătit o mică atenție, un mic cadou pentru toți cei ce au participat. Și fiindcă am amintit de generozitatea omului de afaceri, Florian Nicolae, acesta împreună cu soția Veronica nu a lipsit de la slujbă, mai ales că pe același amplasament se ridică o biserică în adevăratul sens al cuvântului, grație unor sponsorizări generoase din partea grupului de firme Nova Force, fără de care începerea lucrărilor nu ar fi fost posibilă. Noul lăcaș de cult din cartierul Tineretului va fi gata să-și primească enoriașii în anul 2013, atunci când nu se va mai putea vorbi de bisericuța din garaj, ci de o biserică frumoasă și încăpătoare.